We are following it. Ce faceți? Bună ziua! Da? Terminăm și maternitatea? Așa a zis domnul Băniceu. Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bună ziua! Da? Și ce au făcut? Au luat-o? Ce de Italia au fost? Gata, all right. To the opening ceremony of Şecam Group's Glass Corps plant and CEO of Şecam for the opening speech. Basın mensupları, stimați reprezentanți ai mass media, sevgili și Şecamlı çalışma arkadaşları și prieteni ai firmei noastre. Şecam topluluğunun 22 bin çalışanı 150 ülkeye ulaşan satışları ve 3.1 milyar standartlarında katma değerli ürünler üretmekteyiz. În domeniul inceriei camurilor, dünya üzerindeki diğer global müşterilerimize de buradan cam göndereceğiz. Gerçekleştireceğimiz üretim ve ihracatın yanı sıra yeni sağladığımız 300 kişilik muncitorilor care vor lucra în această firmă și lucrează în continuare. Vă mulțumesc! Hepinize sevgi ve saygılar. As you know, Turkey and Romania are not only old friends and neighbors, but we are very strong allies and strategic partners. Cred că ăsta este lucru cel mai important pe care trebuie să-l transmit ca prim-ministru sau în orice altă funcție mă voi afla în continuare, faptul că Guvernul României sprijină investițiile care creează locuri de muncă și care ajută la dezvoltarea oricărei regiuni din România. Și vreau să vă asigur că viitorul guvern, care cred că va fi condus de către domnul Călin Popescu Tăriceanu, va sprijini în egală măsură acest mediu de afaceri care creează locuri de muncă și creează prosperitate. În ceea ce privește sprijinul domnului Tăriceanu pentru industria auto, cred că nu e nevoie să-l mai reiau, îl cunoașteți foarte bine, însă important este ca această direcție bună de sprijin a investițiilor, de creare de locuri de muncă, de dezvoltarea infrastructurii să continue și asta trebuie să facem în continuare. Mai vreau să dau un alt mesaj foarte important. S-a discutat zilele acestea în mod nedrept, după părerea mea, despre faptul că doar unii români sunt muncitori, ceilalți sunt leneși, sunt răi, doar pentru că votează într-un fel sau altul. Și mă aflu la Buzău, aici unde primarul îmi spunea, în drum încoace, că șomajul este de 1%, pentru că sunt locuri de muncă, pentru că oamenii din Buzău muncesc foarte mult, pentru că oamenii din Buzău muncesc bine și de aceea vin și se dezvoltă în continuare investiții. Și e valabil în multe alte zone ale țării. Și vreau să dau un mesaj pentru toți locuitorii și pentru toate orașele din această țară. Și pentru Iași, și pentru Satu Mare, și pentru Constanța, și pentru Cluj, și pentru Timișoara, și pentru Buzău, și pentru Craiova, și pentru Galați. Vreau să promovăm ideea că în România, românii, dacă au de lucru, sunt oameni muncitori. Dacă au de lucru și pot să muncească, își plătesc taxele, investesc în familie, în copii, într-o viață mai bună și că nu va exista nicio diferență între cei buni și cei răi. Singura diferență este între cei cinstiți și care muncesc și cei foarte puțini necinstiți și care încearcă să trăiască pe spinarea altora. Deci acest mesaj vreau să-l dau și de aici, de la Buzău, îl voi da din toate orașele acestei țări, că România este o țară cu oameni care știu să muncească, au dovedit-o și românii care au plecat în străinătate, că sunt apreciați acolo unde au mers, însă vreau și îmi doresc ca cei mai mulți să aibă de lucru aici în România, să poată să-și crească copiii aici în România,
să poată să aibă o viață mai bună. Un ultim mesaj și îl dau alături de domnul Tăriceanu, care va avea această sarcină generală și față de domnul ministru rus, un clujan care însă răspunde de infrastructura din toată țara. Știu foarte clar ce trebuie să facem în continuare. Buzău trebuie să fie legat prin infrastructură, prin autostradă, prin cale ferată și de București și de Constanța, ca să poată să fie mai ușor exportul de bunuri de aici din Buzău, și de Brașov sau de Cluj și de vestul țării, ca să poată să aibă căi de acces către vestul Europei. Asta este marea provocare pe care eu cred că suntem în stare și putem cu adevărat să o rezolvăm. Toți și după aceea, vedem cine coase la loc.
Așa, asta o țin amintire. Infrastructurii de apă și acumuzare. Sunt onorat să pot saluta prezentul. Doamne, 661. Fără TVA, reprezintă cea mai mare investiție implementată în județul Buzău, Nepoi, Popoane și Pătălace. La finalizarea ce a buzat, aglomerarea Buzău a beneficiat unui principal de canalizare în lungime de 4 km. Investițiile în cadrul post-mediu reprezintă o șansă. Scuze, m-am încurcat. Cu siguranță, colegii mei din cadrul companiilor de apă de termen de execuție a lucrărilor. Toate acestea presupun o muncă susținută pe care colegii mei din compania de apă. În calitate de primar al municipiului Buzău, sunt mândru că în acest moment suntem printre primele orașe din România care și-au construit un sistem de epurare cu treaptă terțiară, adică perfect racordat la normele și exigențele Uniunii Europene referitoare la sănătatea populației și la protecția mediului. Trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe reluarea creșterii economice și mai puternic, pe atragerea de investiții românești și străine într-o măsură și mai mare. Avem un obiectiv pe care îl discutam chiar mai devreme cu domnul prim-ministru în drum spre Buzău. În perioada 2009-2012 din România, în perioada în care economia și guvernul a fost condus de primul ministru Boc, au dispărut 700.000 de locuri de muncă. Așadar, vă dați seama ce sarcină uriașă avem în fața noastră, pentru că dispariția locurilor de muncă nu numai că a creat șomaj, nu numai că a lăsat familii fără un venit, ne-a creat un dezechilibru uriaș în ceea ce privește bugetul de pensii, bugetele de asigurări sociale în general, bugetul pe sănătate. Deci, vă dați seama cât de important este să sprijinim în continuare și să dezvoltăm investiții, nu numai ca acestea, dar și ca aceea pe care am vizitat-o înainte, mă refer la Glascorp, o investiție, aș spune, de ultimă generație în industria sticlei, în industria componentelor pentru industria de automobile. Dorința mea este una foarte clară. Pe 16 noiembrie să închidem o pagină nefastă în istoria României, denumită regimul Băsescu. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Domnul președinte Tăriceanu vorbea de 700.000 de locuri de muncă pierdute în 2010-2011. Am reușit în 2 ani și jumătate să punem la loc undeva 150-200.000 de locuri de muncă. Vă dați seama cât mai este de realizat în continuare și sunt convins că viitorul guvern, condus de domnul Tăriceanu și cu sprijinul președintelui, va reuși să readucă aceste locuri de muncă în România. Dar în același timp, cred că știți cu toții, pe 7 mai 2012, când am preluat conducerea guvernului, cea mai mare problemă, cea mai insolubilă problemă pe care am moștenit-o, a fost cea a fondurilor europene. Era gradul de absorpție 7% și toate programele blocate. Programul operațional regional, mediu, transporturi, POSDRU, nu mai vorbesc, POSCC. Au trecut 2 ani și 5 luni de atunci. Și avem toate programele deblocate și așa cum spunea și primarul municipiului, prin modificările legislative, nu doar că sunt deblocate, dar și banii sunt absorbiți. Avem 44% de la 7%. 44% grad de absorție, vom trece de 50% în acest an și putem să abordăm anul 2015 cu opțiunea foarte clară și speranța că lucrurile vor merge în același ritm și în aceeași viteză. La fel, în aceeași perioadă, am reușit să fim a 11-a țară din cele 28 ale Uniunii Europene care a semnat acordul de parteneriat și asta înseamnă că deja, de anul viitor, nu doar continuăm absorpția banilor din 2007-2013, proiectele, așa cum e acesta, pe bună dreptate spuneam, 100 de milioane de euro în județul Buzău, sigur că e cea mai mare investiție care s-a făcut vreodată și sigur că era o investiție pe care nu puteam să o facem din nimic altceva decât din fonduri europene.